Hei guys, bună dimineața! Eu mă pregătesc, mă duc la Iulu Stan pentru că mă duc la deschiderea primului butic Nespresso din Timișoara, este al 7-lea din România și o să mă duc acolo să văd și eu care este treaba cu universul ăsta Nespresso. Am fost invitată de către ei și mă duc acolo. O să fac niște poze drăguțe, Gabi este pe drum și el și da, se pare că se face frumos. Afară azi era super frig, erau 4 grade și mi-a luat jaca de piele roz pe mine. Îmi place foarte mult jaca asta de piele, e foarte faină pielea, dar uneori îmi place cut-ul ei și alteori nu-mi place cut-ul ei, dar este o culoare așa, este un baby pink, e perfectă. Mie vine Uber-ul fix într-un minut și trebuie să plec. Haide, hai să mergem la restaurant. Uite și pe Gabi, tot cool, e yeah, motherfucker cu fardesiul tău, cool. Arăți foarte bine. Hello. Ciao. Ciao. Am ajuns la punctul Nespresso cu Gabi și acum ne-am ales câte o cafea de aici, că am văzut că sunt foarte multe sortimente. De câte am înțeles, lipsesc doar două de aici, dar eu m-am ales, obviously, caramel creme brulee și Gabi este pe clasic și și-a luat Etiopia. Bine, eu sunt cu astea care sunt cu arome, vanilie, biscuiți, nebunii. Eu nu sunt fan cafea din asta foarte clasică, să zic, dar sunt cu o grămadă de sortimente. Și mi-a plăcut foarte tare espressorul ăsta de aici. Deci mi-a plăcut, nu mult, foarte, foarte mult și ca design și ca tot. Sincer, să zic, arată foarte mișto. Auzi, voi v-ați pozat, după aia v-ați cunoscut? Da. E și Laura aici și este și Maria. Bună, Maria, bună, Laura. Ne-am pozat aici, ne-au făcut, am venit cu fotograful, fiecare ne-a făcut. Ești superbă. Mersi. Și acum zic la Laura, ce? Să-i dați subscribe. Bă, dar ce să-ți dea? Că tu ai mai mulți ca mine, ți-am mai zis. Bă, dar nu-i bani, trebuie și mai mult. Da. Să dau și masca asta jos. M-am murdărit masca asta pe 4 joc, se vede pe vlog. Îs neagră, nu știu ce se întâmplă cu ea, dar s-a luat negrea la aia pe fața mea. Anyway, am venit la Zara, am terminat cu pozele, ne-am zis cu Laura, ne-am zis cu toată lumea și am venit la Zara pentru că trebuie să găsesc un outfit, ceva. Sâmbătă asta trebuie să mergem la nuntă la Giorgio Hora și m-am trezit că eu n-am cu ce să mă îmbrac. Și îmi caut ceva. Bine, nu știu dacă găsesc Zara, dar mă rog. Și mi-a plăcut foarte tare bluzița asta. Așa, copreche pantalon, copreche tocuri. Bine, nu pentru nuntă, așa, pentru alt eveniment. Chestia asta neagră mi-a mai plăcut, așa, cu năsturei. Și mai am aici o chestie. Asta îmi place, nu știu, poate luată cu o pereche de cizme, alea care le-am eu lungi, așa, foarte drăguță. Și nu știu, în spate mai am ceva? Ah, uite, there you go. Mai am asta, care este sparkly. Hai să vedem ce Dumnezeu. Detergențile astea mai îmi plac foarte tare. Tot am căutat ceva de piele, dar nu au întrebat pe magazin, dar asta mi-a plăcut foarte mult. E mai micuțic, așa, am avut ceva de la ei mai de mult, dar nu cred că mai fac din piele, oricum rar primesc. Și cam asta mai arată bine. Și ce mai aștept? Ciorape. Doamne, ce foame mi-e! Acum din oraș, băi, și mi-e foame de... Mă nebunesc aici și îmi fac niște paste pe care mi-am făcut și ieri, cred că tot machiajul mi s-a luat. Am mai fost la Nisa, mi-am căutat o rochie, second seat de la una la alta. Am fost la Nisa, am mai căutat o rochie pentru nuntă, v-am zis, am găsit ceva până la urmă, am uitat să filmez, după aia m-am bătit primor, după aia mi-am luat niște chestii de la curățătorie, după aia am venit acasă, băi, deci eu sunt moartă de foame. Și îmi fac paste cu praz și cu bacon și cu vin și, băi, am făcut aseară sau nu știu cum am făcut, nu bun. Băi, foarte, foarte bun. Nu știu ce nu m-am gândit până acum să folosesc praz când fac paste. Este super bun. Nu s-o luteam că da, e bun prazul ăsta. Și da, vrem să mâncăm. Eu sunt mortă de foame, vreau să mă demachez și vreau să stau. Că toată ziua am stat în mall-ul ăla și a fost fun până într-un anumit punct, până când mi s-a făcut foame. Hai să vă arăt și ce pun. Deci aveți nevoie de niște ulei de măsline, niște unt, praz, bacon. Eu mi-am luat sincer bacon și l-am tăiat eu, că de multe ori la care se gata tăiat sunt bucățile cam mici. După aia, după ce se călește așa totul bine, vreo 10 minute, a, și usturoi, am pus și 3 căței de usturoi. După aia pun vin alb, las să se evapore, după aia pun smântână pentru gătit și parmezan la sfârșit. Și am folosit data trecută rigatoni, dacă nu mă înșel, băi, și bă, atâta de bun. Și atâta de yummy. A fost bun? Chiar a fost spectacol. De zic că n-a fost bun. Da. Păi deci în continuu am mâncat și făceam când eu, când el. Deci prea, prea bun. Și rețeta este super, super simplă și este foarte tasty. Deci vă rog eu frumos, încercați rețeta asta. Nu știu de unde mi-a venit. Sincer, asta aveam în frigider. Aveam praz, aveam bacon. Aveam, zic, ia să fac niște paste așa rapid. Cu siguranță e o rețetă care pe undeva se găsește, că nu e ceva... nu știu, nemai văzut. Sau, dacă nu vreți bacon, vă mai dau un sfat, puteți să folosiți cu siguranță somon. Cu somon iasă iară foarte, foarte bun. Deci, da, thank me later. O să vă arăt la sfârșit rezultatul final. Și n-ați sponsor, mie îmi place
crema asta pentru gătit, e smântână dulce de la Gran Cucina. În general, produsele, na, italienești sunt, sunt mai faine. Îmi place. De obicei, când merg la magazin, cam asta o iau. După ce a scălit foarte, foarte bine baconul și cu prazul, puneți vin alb, sec sau demisec, lăsați să evapore și după care puneți smântâna dulce. Și oricum, asta, nu știu, un minut, două maxim, în rest n-ai ce să faci cu ea. După aia pui parmezan, știți? Bon appetit! Și când puneți paste, dacă vă este greu să, na, să apreciați câte paste să puneți pentru o porție, puteți să puneți așa în farfurie. De asta ar fi o porție pentru forte, că e așa o porție destul de generoasă, plus că ele se mai umflă. Și puneți neapărat multă sare în apă, le puneți col. Și cam așa ar trebui să arate sosul vostru. Am pus un pic de parmezan înăuntru, este super creamy și vă promit că este mega bun, deci delicious. Mi se pare că din toate pastele pe care am făcut în ultima perioadă, parcă asta este combinația mea preferată. Și mie îmi plac în general pastele, nu știu, cu bolonieze, cu nu știu ce, dar băi, foarte, foarte bun prazul ăla. Înainte să scurgeți pastele, întotdeauna să salvați niște apă de la paste, pentru că conține amidon. Și dacă ți se par pastele sunt mai seci sau ceva genul ăsta, poți să le mai... să le faci mai cremoase, pentru că, na, e foarte faină apa asta. Deci nu aruncați tot timpul, țineți un pic de apă acolo în caz că aveți nevoie. Și dacă aveți nevoie și dacă nu, țineți un pic. Și deasupra presărați niște parmezan și this is it. Deci știi cât de bun este la gust și cât de bine arată și este super creamy. Ne uităm la Seinfeld. Doamne, l-ador pe George, e prea funny. Sunt episoadele puse pe Netflix, care vreți să vă uitați. L-am văzut de atâtea ori, dar e bestial. Mi-am fiert niște castanuțe. Nu mai știu dacă m-a arătat aseară sau nu, but they're here. Am mâncat o parte din ele. Asta le mai las mai târziu pentru mine și pentru forte. Afară a ieșit soarele și este foarte drăguț, deși este cam friguț. Și am făcut o rima. Și eu mă duc la Claudia să facă eyebrow lifting, să facă laminare, pentru că nu am mai fost de o lună și... o săptămână sau ceva genul ăsta și aici am un coș. Așa. Și da, mă duc la Claudia să-mi facă sprâncenele, să mă laminez și pe mine, pentru că mâine mă duc la eveniment la Obsentum, dragă, se deschide Obsentum aici la Timișoara și am fost invitate 38 de femei, doar femei, cred că singur bărbat o să fie Tinu Vidaicu, dacă nu mă înșel. Și da, o să fim 38 de femei, este un eveniment așa foarte drăguț, foarte fancy și cred că mă duc cu Laura Cerabă. Și da, foarte des m-am întâlnit în vlogul ăsta cu Laura și la mall și mai știu când naiba, iar la mall, iar așa și mâine la Obsentum și băi, e Laura. Astăzi am șmântuit toată ziua, de aia n-am filmat mai nimic, am făcut pe aici prin casă tot felul, uite, am spălat haine și mi-am lăsat asta deschisă, că acolo am uscătoarele și sunt foarte mândră pentru că mi-am făcut curat, aici îmi lipsește un bec în baie, de aia este mai best, nu? Și este mai chiorbec, uite, vezi becul ăla. Și sunt foarte mândră pentru că mi-am făcut curat în baie, așa, în mare, la cosmeticile care erau aici. Asta este o parte din ele, mai am o parte în altă parte, încă o parte în altă parte, dar mi-am făcut curat la o parte din cosmeticile pe care le aveam pe aici, pentru că sunt foarte multe și cam astea au rămas. Mai am o parte în cameră și într-un dulap, dar dulapul ăsta din baie mă deranja, pentru că erau deja foarte, foarte multe și nu mai știam ce am, șampoane, nu știu ce, vezi că sunt mii, mai sunt și pe acolo prin spate. Deci... da, mi-am făcut ordine aici, că m-a enervat foarte, foarte tare. Da, acum am ceva pe mine și mă duc direct la... ce urât! Acum am vlog, l-am văzut. Iuuu, a putrezit! Basically, my life! De fiecare că iau o plantă, îți jur, stând acolo, cumva eu n-am mai văzut-o și n-am udat-o, nu am făcut absolut nimic. I'm a bad mom. Deci uite de cât de dezgustător arată. Whatever, bitch. Ne ocupăm tine mai încolo, n-am timp de așa ceva. Dar am așa zis, mă, ce cu planta e urâtă. Bine, hai să mergem să ne facem sprâncenele. I'm sorry for my plant, it died. It is what it is. Aloha! Asta iar este un vlog de la când filmez două vorbe astăzi, trei vorbe mâine. Dar momentan nu aștept pe Laura. Vine Laura la mine, Laura Cerabă. Chiar am zis zilele astea, ne-am tot văzut, zici că ne urmărim una pe alta. Dar vine la mine să mă ia pentru că mergem la deschidere la Obsentum. Se deschide Obsentum la Iulius Town și mergem și noi. Faza este că nu cred că vă iau cu mine pentru că geanta mea arată în felul următor. E geanta aia din Zara și este foarte mică și nu am unde să bag camera. Acum, la cum știu eu la evenimentele astea, stai cu paharul în mână. Pe partea alta ai telefonul că mai vrei să filmezi ceva și nu știu unde să iau camera sau unde să o pun. Că în geanta nu intră în siguranță și cam
camera asta, chiar nu este mare. Dar da, îmi place foarte mult bluzița asta mea, într-un fel mi se pare că mă face grasă, grasă și frumoasă, dar în alt fel îmi place foarte tare, mi se pare că este foarte cute, bine, este de fapt așa, știi, e cu merigoi și este așa, foarte fluffy. Am fost și la Claudia, mi-am făcut sprâncene, mi-am făcut laminare și mi se pare că arată așa de bine și așa de drăguț, deci gândește că nu am nimic pe sprâncene. Zero produs. Astea sunt sprâncenele mele. Bine că le-am lăsat să crească de atât timp și Claudia se ocupă foarte fain de ele. Dar e un efect așa de mișto și este foarte addicting. Deci pare că de fiecare dată când trece efectul nu mai place deloc cum arăt fără, dar este foarte fain așa și este, îți ridică efectiv fața. Deci mi se pare că arată, nu știu, foarte bine. Ah, și astăzi a fost la mine Alex Bota. El o să fie designerul de interior care mă va ajuta cu camera aia a doua. Și am stat cu el aici vreo 2 ore și jumătate și am vorbit foarte mult. Bine, el oarecum mă știa de pe YouTube și de pe Instagram, dar nu ne știam personal. Și oarecum știa lucruri despre mine, dar băi, mi-a pus o felul de întrebări. Ca să, gen ce-mi place, care este cea mai frumoasă amintire a mea din copilărie, care este filmul meu preferat, ce fel de muzică ascult, dacă ar fi un obiect care să mă definească, care ar fi ăla? Și eram, nu știu ce să... Acum am avut o revelație, este o cameră acolo foarte drăguță, de la maică mea. Și jur că este foarte mie, așa, uite, cana aia ar trebui să-i arăt. Dar da, sunt foarte curioasă, i-am arătat și niște poze din astea de inspirație ce l-am ținut de pe Pinterest. Și oricum o să facă el ceva drăguț, na, e, până la urmă e expert, eu sunt așa, whatever, asta arată drăguț, cu asta arată drăguț. Dar da, o să ne apucăm, o să ne apucăm și de camera aia și sunt foarte entuziasmată. Și ne vor ajuta și cei de la Rofix. Cred că mă sună la oră, cred că o să plec, bine. Toată noaptea, deci... genul meu, tu ești genul meu. No, hai nebunule, că tu să-i dăm copyright-uri la George. Hey guys, honestly, ne-am mai filmat de câteva zile și acum eu trebuie să mă duc la machiaj și la păr, pentru că astăzi este nunta lui George Hora și până acum foarte s-a tipat și m-a arătat tot felul de lui George. Bine, m-a arătat, le știam, da. Da, s-a tripat acum pe George. Și da, mergem la el la nuntă și uite că s-a făcut mai frumos la afară. A fost cam urzel și am dormit atâta de nașpa, nu știu ce s-a întâmplat, dar am dormit urât, urât, rău. M-am trezit pe la 3, după aia m-am culcat pe la 5 și jumătate și s-a așa... Și da, trebuie să mă duc la Claudia Niță. Claudia care îmi face sprâncenele. Bine, ea mai machiază, nu mai machiază la fel de des. Este foarte pasionată în ceea ce privește sprâncenele, dar... Deci, hai tu că te iau și pe tine la machiaj. Deci da, hai să mergem la Claudia să mă machiez și eu să arăt decent la nunt. Am ajuns la Claudia! Care este viitoarea frumoasă? Am avut o clientă mai devreme și acum își face curat la pensule. Și ne gândeam, uite ce trepied fain mi-am găsit aici la tine. Da, am deschis pe rastru. Și ne gândeam acum ce să facem. Și până la urmă cred că ne-am hotărât să facem un fel de... linie de tuș. Linie de tuș, da. Și să mergem pe chestii mate. Că tot mi-am făcut din astea. Oricum, toamna, în general, e bine să mergi pe chestii un pic ușor mai mate. Deci nu e foarte fricitor, știi? Da? Da, pentru că vine toamna și iarna la fel. Ah, ok. Nu așa facem. De exemplu, iarna, e bine să pui foarte mult highlighter. Că arată, da. Pe nu e natural, știi? Da. Se arată nașpa. E bine să-ți pui, dar gen highlighter poate să însemne și ceva deschis. Am neapărat cu sclipici, știi? Da. Deci ideea e highlighter să fie... Și m-am uitat acum și în oglinda asta, bine, uite ce m-a zgârmă. Deci pe camera pare mai rău. M-am zgârmănit aici. Ideea că era că nu zgârmânea la să vă arătam. Zilele trecute m-am dat iară cu ceva și nu i-a convenit. Deci n-am avut chestiile astea pe gât să mor eu, iar am făcut o fel de iritație. Nu știu cu ce drag m-am dat, cum am dat o grămadă. Uneori... Vârși pe voi. Uneori mai încerc, mai... Nu, dar n-o să mai dau cu chestii acum. O să rămân la ce... Dacă începi cu una, trebuie să și continui cu aceeași, știi? O să te pui. Și mai am și eu din asta decoltată. Mascara ține focul, cât de cât. Mai, dar parcă sunt altcineva. Bine, acum n-am făcut părunca. Bine. Ce faină arată și pe cameră. Foarte faină arată. Aha. A? Super arată. A? Foarte frumos arată. Deci ce, deci eyeliner fain mi-ai făcut, ador. Deci iubesc. Place? E superb. Ce mă bucur e că n-ai mai avut aia. Da, n-am mai avut eyelinerul ăsta și mi se pare că arată foarte, foarte frumos. Să fac și un thumbnail. Hai în thumbnail, vin în thumbnail. Mai e și așa cumva. Și după lumea
mai aproape. Stai. Bine, foarte, foarte fain m-am machiat. Ne văd bucitările astea. Deci sunt superbă. Mă uit la mine în camera, dar arată foarte, foarte bine machiajul ăsta. Deci că Kim Kardashian! Foarte frumos. Foarte frumos. Deci de mult n-am mai avut un machiaj așa fain. Yes. Cât e ceasul? Ajungi. Comandă-te-l. Nu, dă-mă. Mi-e frică tot timpul cu astea când mă fac la ochi, știi? Fă-ți văd. Așa, vrei de asta e pentru un sebun, pentru din alea, știi? Da, știu că și eu l-am ăla, e foarte fain. Da. Am ajuns acasă, mi-am făcut și părul. Deci nu știu ce am crezut că mi-am stat foarte bine cu tipul ăsta de păr așa. Se spune aici mai la lumină. Chicken, you like? You best! Și asta e rochia pe care mi-am cumpărat-o. Este de la Nisa. Este un pic așa cam decoltătic, așa, da. E foarte drăguț, o să vă arăt full size la un moment dat când pot. Dar pe ce foarte tare că mi-a făcut machiajul Claudia. Deci mi se pare că m-a nimerit așa la fix. Și în cap am un coculeț așa la spate. Hai că încerc să vă arăt. Ce fac genul ăsta e la spate, nu știu cât vedeți. Oh well. Ideea este că îmi place foarte tare cum am machiat Claudia. Mi se pare că mi se potrivește așa. Și îmi place și cu rochia. O să vă arăt când sunt gata toată. Și foarte poezie scrie pisicul ăsta aici. Foarte drăguț. Gata, am ajuns și la nuntă și așteptăm dansul mirilor. Am fost afară de-am pus niște poze. Deci pe foarte ce sharp way. Ce silenții care e aici. Foarte drăguț și e foarte frumos aici. Și gândește-te că chiar am vorbit acum cu toată lumea. Noroc! Bună! Chiar am vorbit toată lumea că este ultimul weekend în care se pot ține nunt. Adică astăzi sâmbătă și de luni nu se mai ține nimica. Deci chiar au avut super mare noroc. Dacă era nuntă sub una viitoare, nu se mai întâmplă absolut nimica. Deci, da. Hai că mă filmez dansul mirilor. Și trebuie să fac și un outfit, că nu m-am arătat outfit-ul meu. Și am aici o oglindă. There we go. Rochia asta este foarte drăguțică, dar rămân tot timpul despuiată. Și are o mânecă de... Haide! Și are o mânecă din asta, așa mai lunguță. Gata! Și e de la Nisa, nu mai știu dacă v-am... Dar v-am filmat parcă în magazin, când am luat-o. Dar e foarte drăguță. What? Și pentru că dansul exprimă bucuria și bucuria e prezentă în această seară, de aceea nu lipsește nici dansul. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pentru prima dată în aplauzele dumneavoastră, Ramona și George! Mi-ai filmat pe telefonul, da? Filmat tot! Dar am prins buchetul! Pune și tu un focus aici, apasă pe ecran. A, așa. Că nu-mi face focus. Ai văzut? Uite ce frumos e. L-am prins! M-am bătut cu băieți, cu femei, cu... de toate. Ai bătut cu cucu. M-am bătut cu cucu, cu grampuri la urmă și l-am luat eu. Și am avut un sentiment și am zis, băi, eu stau cu telefonul și pe story să filmez, că simțeam ceva, nu știu de ce. Ai simțit bine. Am zis că femeia se prinde. Știe femeia să prindă. Sunt pro la prins buchete. Aloha,
este a doua zi și este foarte târziu. Cât e ceasul? Ce părăm? Nu stau așa. Cât e ceasul? E 5? Nu știe vorbe. Deci noi basically am dormit toată ziua și noi vrem să mâncăm burger. Hey, I am boigăs! Și ne uităm la căsuriți pe nevăzute. Și da, cam asta este duminica noastră. Nu facem mare brânză pentru că suntem obosiți. Bine, avem 31 de ani, respectiv 32 de ani. We're all bitch. N-avem timp de duminica unde mai ieși. Nu, am dormit toată ziua și acum vrem să mâncăm burger. Și acum îți poate pregăti setup-ul. Carnea este gata, cardurile sunt gata imediat. Și mâncăm niște homemade hamburgers. Eu v-am mai arătat burgerul ăsta pe care eu îl fac acasă. Și este așa de bun. Și ceapa înăuntru și bacon și cheddar și... Ce foame? Deci foarte terorizat e aici lângă mine, nu mai poate de foame, de nimic. Bine, hai să mâncăm. Pentru că burgerul nostru arată bestial. Uite de la mega yummy. Hey guys, ce faceți, cum sunteți? Oh, ce febră musculară am. M-am apucat să mă duc la sală oficială. Am început sala. Ce soare afară, foarte, foarte frumos. E afară în continuare. Și am început oficial sala și am o febră musculară de înnebunesc, efectiv. Și mi-am pregătit aici niște... Ce gredente a folosit? Ce gredente? Mai țineți minte cum făcea Hadad. Ce gredente a folosit? Facem ceva pentru Fornetti. O campanie cu ei și m-am provocat să fac un produs Fornetti, dar fancy. Și le aștept pe Gabi să vină, l-ați văzut la nuntă. Gabi, practic, este... nu neapărat, n-aș zice neapărat fotograful meu sau ceva, dar este una dintre persoanele cu care eu colaborez cel mai des pentru că îmi place foarte tare ceea ce face, pentru că este super talentat și atent așa la detalii. Și îl aștept pe Gabi să vină, care a întârziat pentru că a zis că el n-a mâncat și că nu poate să gândească pe stomacul gol și na, îl aștept să vină și o să ne apucăm de treabă. Și dacă avem noroc, vom face nu una, ci două rețete. Vreau să fac și rețeta de cookies pentru, tot pentru Instagram și pentru că am o colaborare cu cei de la Fino. În colaborarea cu ei, dacă vreți, puteți să intrați la mine pe Instagram. Cred că o să fie undeva chestia asta pe la jumătatea lunii noiembrie sau ceva genul ăsta postam. Puteți să câștigați acest robot de bucătărie de la Bosch și vine și cu accesoriul de la de blender și e foarte, foarte mișto. Și da, puteți să câștigați frumusețea asta. Să mai câștigați și produsele astea Fino. Oare cum să pleci, că ai plecat de lângă mine? Deci am melodia asta în cap, am gătat-o mai devreme. Oh my god, am mai arătat planta aia de acolo și ne mărâm ca tot. Mai știți planta aia oribilă, uite, aia de sus. Stai, de acolo, aia. Am arătat-o într-un vlog trecut, cred că, sau cred că în ăsta, nu știu sigur. Dar arată, știi cum, dezgustător este, deci vomit. Când mă uit la ea. Multe, multe ore mai târziu, sunt cu Gabi aici. Hello, Gabi, am zis că vii la mine. L-ați văzut la nuntă, de fapt. Pșt, da, fispam. Și asta ne este rezultatul final. Vedeți voi, vă uitați la Fornetti România pe pagină. Sau dacă nu intrați la mine pe Instagram, că o să postez acolo rețeta. Și Gabi a făcut o treabă nu bună, o să vedeți. Băi, deci o să iasă un video atât de mișto, cu b-roll-uri, cu nebunii, cu treceri, cu... Bă, deci o să fie nebunia lui Salam. Foarte, foarte fain. Da, mersi ca să-mi iau copyright. Mi-a dat Gabi muzica mai încet să fac și eu un bancisi de pe video ăsta. Hei, ca aici, dimineața este o nouă zi. Ne-am trezit așa cu chef de făcut chestii și astăzi mergem să ne plimbăm puțin și cred că mergem și până la mall, că avem ceva treabă pe acolo și noi numai ce am mâncat de săptămâna asta am început să mănânc mai sănătos pentru că am fost și la sală, n-am filmat foarte mult săptămâna asta, deci nu mai știu ce am filmat ultima oară pe vlogul ăsta, dar ideea este că m-am apucat din nou de sală, făcusem o pauză așa de vreo lună și ceva și se vedea că mi-am ieșit și din ritm, mâncam tot ce vroiam eu, like oricând și da, încerc să fiu cu minte și să mănânc bine și îmi place foarte tare cum îmi stă părul așa în dimineața asta, bine, așa îmi stă părul, deci mie stă părul bine în ziua în care mă spăl. Atât. A doua zi, indiferent de ce fac, nu mai stă bine. Dar m-am trezit de dimineață și ați văzut că săptămâna asta am filmat două campanii cu Gabi și la una dintre ele am făcut și din nou rețeta aia de cookies pe care am făcut-o aici pe YouTube, dar n-am făcut-o niciodată pe Instagram, practic, și atunci am făcut-o și acolo. Deci dacă vreți să o vedeți din nou sau dacă nu știți despre ceea ce vorbesc,
Cred că săptămâna următoare, când vedeți voi vlogul ăsta, gen, o să fie rețeta la mine pe reel. Partea faină cu acești minunați cookies, lângă faptul că sunt plini de cioco și de nucă și sunt foarte, foarte yummy, puteți să congelați aluatul și când aveți nevoie, bine și sunt făcuți. Puteți să congelați aluatul în pungi, după care să-i coaceți când aveți nevoie. Și ăștia sunt proaspeți. Aici am 3 și aici 3. Sunt 6 cookies proaspeți. Practic este super simplu pentru că faci un aluat o singură dată, faci o parte din cookies pe care vrei să mănânci atunci și dacă îți mai rămâne ceva sau dacă nu vrei să-i faci pe toți în ziua respectivă, poți să congelezi aluatul și când vrei doar scoți cookie-ul așa cum este el congelat, preîncălzești cuptorul la 200 grade Celsius, îi bagi acolo pentru 12-14 minute și that's it, ai cookies proaspeți. Săptămâna aceasta mi-a venit un colet foarte fain și l-am deschis special ca să-l deschid aici cu voi. Mi-a venit un espresor de la Nespresso, pentru că am avut o campanie foarte drăguță cu ei și a fost foarte sweet și mi-au trimis și un nou espresor. Dar sincer, cred că o să-l fac cadou lui maică mea. Și uite, e foarte fain și da, cred că îl fac cadou la, la maică mea. Ia să vedem noi cum arată. Face cafea foarte fain. Eu modelul l-am văzut la ei la stan când am fost. Uite-l. Ce fain e, e foarte frumos, roșu așa. Aici avem capsule, cred. Nu știu sigur. Da. Aici avem capsule. Avem 2, 4, 6 sortimente. Avem Tokyo. Avem valuto fără cafeină. Avem și haine. Și avem 6 sortimente de cafea. Și cafeină. Și aici mai avem altă chestiune. Nu știu exact ce e. Oh, mai avem și căniță. Ce drăguț. Foarte drăguțe. Mai avem și 2 cănițe din astea pentru... pentru espresso. Așa că mulțumesc foarte mult de espresso. Îmi place foarte tare. Și îmi place design-ul. E foarte mișto, așa. E foarte Christmas-y cumva. O să-l consider așa un cadou de Crăciun. Doamne, ce murdară e camera asta. Când m-am mâncare pe așa și nebunii. Dar uite de ce vreme fain avem! Îți place când urlu pe stradă? Da, bine că nu-i nimeni. Da, dar uite-te și fain este pe jos, este mă frunze, clic, 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 clic. Da, deja foarte poate ți-i frig așa, nu mi-e frig deloc. Uite, am luat fusta asta pe mine și cizmele, așa-mi place și gentuza asta mică de la Zara, e chiar drăguțică. Și da, mergem pe jos, că e vremea super faină, mai facem niște pași. I love sunny autumn. Uite ce este la mall, să te joci cu trenul. Deci când eram mică, la Crăciun tot timpul îmi aducea Moș Crăciun trenuri, că îmi plăceau așa de tare să mă joc cu trenul și cu șina. Aveam și cu de toate, mamă, cât de tare e. Am găsit o bluză la Zara de bărbați și vreau să văd cum vine îmbrăcată. Dar îmi place materialul, e un tricot așa foarte fain. Și vreau să văd cum vine îmbrăcată. Poate pot să o port cu cizmele astea și cu colan, gen. Așa nu-i rea, dar parcă are mâinicile totuși prea lungi. Dar îmi place mult. Mă enervează când îi place la fort, în schimb. Merge. Hai că am venit până la un șan și am găsit chipsurile preferate. Asta e la cea undă, astea cu sare. Îmi plac mie, că mai sunt și cu cea ceapă verde, dar astea cu sare. Băi, în viziunea mea sunt efectiv chipsurile perfecte. Mi-am luat 2 pungi, mai am 2 pungi acasă. Yes! Amândoi. Cine suntem și unde mergem duminica dimineața la ora 10? Mergem să facem o clasă de kickbox. În sfârșit. Deci fii atent, eu cu Forte suntem împreună de 3 ani de zile și asta e prima oară când mergem împreună la sală? Am mai vrut să ne antrenăm o dată afară, dar nu-mi plăcea ce făceai. Nu-mi plăcea. Când era pandemie. Păi da, era pandemie. Dar nu erau exercițiile pentru mine. Mă puneai tot din alea cu... să fac nu știu ce squat-uri și lasă. Zero flexibilitate, mobilitate da. Zero. Și acum mergem să facem clasa asta de kickbox, pentru că și mie îmi place. Eu am mai fost o dată, dar oricum îmi place. Da. Vreau să fac kickbox și foarte chiar făcea, adică face kickbox de vreo 3 ani de zile, cam așa. Și acum zic: "Băi, dar hai la clasa asta." Zic: "De ce nu vrei să mergem să facem ceva fun împreună?" Și ne-am mergem acum, adică nu e ca și când a zis nu și acasă era foarte fericit. Zice, când îi mergem să facem împreună? Am intrat în modul de antrenamente. Eu, s-a trezit. Eu mă antrenez din nou. Da. Și am făcut, i-am făcut o cafea faină. Rum! Și am făcut și un
sandwich așa pe o filet de pâine, că e genul de om care nu se antrenează pe stomac cu bol. Eu pot, e ora 10 și un sfert, pot să stau nemâncată până pe la vreo, hai să mă gândesc, până pe la vreo 3, așa, suport. Știi, dacă cumva, nu știu, până gătesc, până nu știu ce, până mă întorc acasă, până... Mie deja mi-e foame. Mai și mie mi-e un pic foame, dar eu pot să, adică eu nu mă puteam... Deja mi-e foame de la felul aia de pâine care am mâncat-o deja. Da, numai că eu nu pot să mă antrenez mâncată, chiar nu pot, nu știu, mai de mult când am descoperit eu tot faza asta cu sala, mâncam și mă simțeam greoaie, n-aveam chef, nu știu, și atunci cel mai bine, eu personal, și fac și un fel de fasting, așa, funcționez dacă mă antrenez pe stomac cu col, după aia mănânc. Deci da. Fastingul e dacă nu mănânci în timp ce dormi. Da, este și asta. Ce s-a uitat domnul ăla din mașină așa la noi, ce fac și așa. Eu mă uitam de fapt la mine că îmi place cum îmi arată tenul în dimineața asta. Mi se pare că este... Îți place cum arată tenul meu în dimineața asta? Îți arată foarte strălucitor. O, nebunule, că te rup. Haia! Hoacea! Hai că s-a adunat și lume. Până la urmă e foarte se și încălzește. Dacă vă pun aici, mă nu știu cât se vede. Hai că mai vedem. Dacă tot am fost la sală, hai că intră niște homemade pizza! Așa cu de toate, yummy! O zi se mănâncă pizza, o zi se mănâncă sănătos. Vreau să bag legumele la cuptor, deci atât de mult îmi plac. Deci sunt, e ceapă, usturoi, broccoli, ardei și câțiva cartofiori. Și cartofii și îmi plac foarte tare, am luat din Oșa niște cartofi special pentru copt. Și sunt... Bestial, numai nu-i găsesc tot timpul, îmi place că își mențin forma, nu se sfărâmă, se coc așa de fain, sunt și așa de bun la gust. Și da, o să băgăm tava asta frumoasă la cuptor și fac niște piept de pui și astăzi mâncam așa pe healthy, că am fost la sală, am și o febră musculară. Doua zi, by the way, nu știu dacă v-ați dat seama, dar eu sunt super boschetară că astăzi am fost la sală. Mi-am făcut duș și în rest am făcut curat prin casă, am fost și până în podul clădirii, că au venit o echipă, trebuie să ne facă nu știu ce, la bloc. Mi-au venit niște colete, am spus la mail-uri, deci am mai fost prin casă și da. Și mi-e frig, mi-am făcut și un ceai. Uite, deci eu când vine friguțul, beau câte 2-3 ceaiuri pe zi, îmi plac foarte tare și nu le beau îndulcite, le beau neîndulcite. Te obișnuiești cu timpul. Și da, cam asta am făcut eu. Vlogul ăsta iar este așa all over the place. Dar da, vreau să mănânc, să stau, să mă uit la Asia Express. Aștept să vină foarte, s-a apucat și foarte de sală. Și da, așa, baby steps. Intrăm iară in the groove. Deci ăsta cred că este oficial cel mai penibil vlog ever. Nici nu știu cum. Adică, momentan... Nu știu cum am ochiul, nu mă așez la ochiul ăsta. N-am editat nimica, deci nu știu cum iese, dar am impresia că este foarte împrăștiat, așa, foarte scattered. Dar eu numai ce m-am trezit, am dormit și m-am dat așa cu un pic de... Așa ca pisica, m-am dat așa cu un pic de pudră, cu un pic de whatever, pentru că astăzi vin în vizită fetele la mine. Și am făcut, evident, o dită mai banoffee pie, am făcut două lasagna și mai vine încă un prieten de-a lui foarte, mă rog, de-a nostru, Robert, și el îmi mănâncă carne, știi? Și zic eu, Robert, ce vrei să mănânci? Păi nimic, că stai liniștită, că nu știu, păi zic, hai domnule să-ți fac ceva, că zic, unde vii, tu nu mănânci carne, nu mâncăm lasagna, nu mâncăm de toate și nu mănânci nimica. Și zic, hai că-ți fac un halloumi burger, știi? Și fac așa, m-am gândit. Zic, fii atent, îi fac un halloumi burger și cu niște șalot așa la grătar, fain frumos, și cu niște ardei copt și cu niște pesto și niște miere și cu de susan. Și cu de roșie. Și o să fie super bun. Și așa că asta îi fac la Robert. Și da, momentan îi aștept să vină. Nu fac nimica interesant. Dar da, am vrut să vă salut, mai vorbesc cu voi, pentru că vlogul ăsta v-am zis că este foarte, foarte împrăștiat. Și sper să nu vă supărați pe mine, dar
Ata s-a putut. Vedeți că pe MyProtein vine Black Friday acum pe 11 și pe 12, o să fie reduceri super, super mari. Deci dacă cumva vreți ceva de acolo, vedeți că codul meu, Alina, o să funcționeze pe întreg site-ul, dar o să... Haideți la mine pe Instagram și o să pun acolo link-uri și intrați de acolo, că este cel mai simplu. Dar da, o să fie nebunia de Black Friday și eu mi-am cumpărat, dar nu e Black Friday, că mi l-am precomandat de ceva timp, noul iWatch 7. Pentru că ăla vechi este 6-le. De fapt nu este vechi, este de anul trecut. Și sincer nu l-aș fi schimbat neam dacă nu era spar și nu arăta în halul în care arată. Dar având în vedere că, bă, mă antrenez, îmi place. Adică e un gadget pe care chiar îl folosesc, mai ales la sală, mi-am cumpărat iWatch 7. Deși nu mi-a venit din nou să dau 21 de milioane pe un ceas. Dar whatever. Și ăla meu vechi, sincer să zic, nu știu ce o să fac cu el. Și da, de vreo 2 săptămâni mănânc și eu foarte ok. Săptămâna asta am fost foarte cu minte și am mâncat foarte bine. Și astăzi o să-mi dau capătul. Mănânc și lasagna și banoffee pie și poate îmi fac și mie un burger. Că sincer mi-e foarte poftă când ești la Robert. Băi, vrei să-ți fac într-un fel? Cred că mă gândeam la mine. Că sincer zic, de-aia aveam halloumi în frigider și toate ingredientele, pentru că plănuiam cândva săptămâna asta să-mi fac mie un burger de genul ăsta. Dar uite că s-a nimerit Robert, eu zic Roberta. Nu știu, don't ask me why. Ne știm de foarte mulți ani și tot timpul ziceam Roberta. Nici mai știu de unde a pornit inside joke-ul ăsta. Dar da, cam asta este update-ul meu. Bună seara! A venit toată gașca lui Papuc. Robert e la baie. Hello! Mai lipsește Robert de aici de la masă și așteptam să mâncăm, că acum am scos lasagnele și arată foarte bine. Yummy! Și la Robert i-am făcut halloumi burgerul și arată foarte fain. Robert e cu burgerul cu halloumi. Hai să aveți poftă! Thank you! Bună dimineața, este a doua zi. Vorbe să stau acolo cu colții terorizat, n-are chef. Dar am vrut să vă salut înainte să plec de pe vlogul ăsta. Eu mă încălzesc niște leftover lasagna. O să mănânc niște ciocolățică de asta faină, că mi-a adus-o Robert aseară de la Leonida. Zic, bă, mi-a adus ciocolată fancy. Și pretty much nu mai fac nimic decât mă uit la Seinfeld, stau, dorm, whatever. Sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă v-a plăcut, ca întotdeauna, testați un mare thumbs up și ne vedem pe Instagram și pe TikTok, unde n-am mai postat de vreo săptămână. Dar da. Bye!